Noastre. Aia se oricum dispar, suntem între gata, tot dispărute, aia se nu vor mai fi. Toate că în fiecare sat pe două, o triptilă. Da, mie nu mai a mai rămas. Prima dată de la război se aduce, lâna nu rezistă, se rompe, ori la vâltoare, ori la pivă. Așa e mai rezistentă și așa e mai rezistentă ca la vâltoare, aici e mai rezistentă, în pivă. Punem cantitate egală, nu punem mai urea, că nu ni se întoarce acolo, ni se învârte roată. Sau dacă punem pe puțină, ni se rum lemnile acele, ni se rum cozile, penile. Și lucrăm cu materialul și îl punem acolo și îl pornim. Material, aia stai de o zi și o noapte și avem și mai mult, e și de două zile și două nopți, trei zile. Acela de ciorici și de care pentru bărbați, acela e mai un fir mai subțire și mai umplă mai mult în chivă. Asta e mai mult pentru femei. E vopsită. Este și cu albastru și cu verde, depinde de sat. Cu apă caldă se formează materialul. Dar numai la vâltoare cu apă rece. Am uit numai un pic caldă, că e cald. Iarna e mai caldă, toamnă. Dar aici fac foc. Materialul cum e înainte. Așa poartă bărbați în botiz, apă în brev, poieni, nileizei. Stai din război. Din război. Asta e din botiza. Materialul ăsta e din botiza. Da, așa poartă bărbații, în botiza și în brev. Din lână formăm fir și formăm în război material, nu? Femeile din zonă. Și îl punem în piuă. Avem material și pentru vâltoare. Asta materialul poartă mai mult femeile. Pânură cu căluș, zicem noi.
Da, are cu căluș. E tare și cu mâneci pentru femei. Asta e pânură cu căluși pentru femei. E cu sutamu. E scoasă din tiuă. E gata. Da. Dar pe da, asta e bărbaț. Asta e fină. Asta e cu căluși. Gata, să vedeți cum apare gata. Vezi, acela e așa n-ai din tine firul și a femeia din război. Firul? Asta e gata. Aia este, e pisat. Război, firul format și pe un postav. De zice în care nu dar așa cum avem, cam conceptat, conceptul și toate bolzoane. Același material. Vezi, așa va ieși acela. Poate azi culoarea diferită un pic. Asta din tiu, e chisată, e... E postav, asta e o pânură mai zevultoare. Aia se zevultoare, nu asta e pentru pat. Și pe jos. Acolo e vâltoarea. După ce am format firul, să facem război. Asta e vâltoare. Și aici am plecat o zi și o noapte. O zi, o noapte, depinde de material. Da, este gata. Aici e mai ușor. La piu e mai greu, mai trebuie să lucrăm într-una. Are puțină apă. Mai luat un pic din apă. Se formează un material din lână, se încheagă lână. Sau și când spălăm, nu putem să punem nimic. Aruncăm acolo cergă, ce spălăm și scoatem și se uscă. Cergă, poboară, pături. Și o noapte e normal, iasă și mai puțin, și mai mult, ca noi, noi zicem, care lucrăm. Nu, dă-o spre mine, ca să pot spune acele. Dă-o, dă-o, dă-o la mine. Nu, pune acele. Așa. Nu.
Vai, dar pidem noi spargea asta de pe la chept. Ce ai la chept? Da, nu, las că îl rezolv, vreau. Gata, nu, nu plouă pe atât. E jos pana cea e mare. Pune prima dată pana, măi. Ai grijă să pornească fiole, nu pune curaua încă. Și te uite la curale, ai grijă de cocoană, nu pune până nu se pornească fiole. Nu am o încearcă. Este un dărac de lână. Să scalm în lână. Și acolo se face materialul, se face postav. La vâltoare se face un alt material. Pentru pânul și mai... Un material mai lână formăm firul. Și la furcă, la fusul. Și apoi facem în război materialele. Din asta facem firul. A, da, formăm firul. Mai gros, mai subțire, depinde ce vrem să facem. La vâltoare să facem chiu mai gros. La chiu mai subțire. Și apoi după fir îl ducem la, facem în război materialele. E vâltoare sau de chiu? Dar acela-i postav care se formează în chiu, un alt material. Asta e o pânză mai rezistentă, mai trainică, mai tare, mai rezistent, mai... Acela-i calitate, nu asta vâltoare. Asta vâltoare aici. E altfel de pânură, mai ușoară, mai... Ia-mi curaua jos. Să dacă vreau mașina, opresc fiule, cum vreau.
asta e gata. Asta e piua. Asta e mai greu de făcut. Asta e foarte greu de făcut. Asta e mai... Asta e greu pentru asta, să fac ce greu este material. Și-o păpânurile de mult. Asta, materialul ăsta, gri, alb, mai deschis, mai închis, alb. Oh, să scoate părul înainte de a duce la mașină, la coșalăi. Părul lângi să scoate înainte, în hrebdincă. Uite aici. Uite aici. Aici îl scoatem de aici și apoi ducem la mașină restul de lână. Da, așa de scălmânată formăm, numai părul scoatem. Uite aici. Se formează ca să facă călușa aceea. Asta e călușa aici, asta se face din firul acela, din firul ce-l scoatem. Părul ăsta fin, pentru femei. Nu, vezi, așa. Și în ăsta se punea să facea și bdițele acele la cerge, din așa, și hainele la niri. O, de mine, din păr, de ăsta e tare greu, e foarte greu de-l scos. Gubă? Asta e guba. Vezi cum e cusută cu mâna. Nirii o purta, care era mai cu mult, era mai gazdă. Unde? No, cine a avut atâta păr? Se punea restul, canurile acele. Unde atâta păr? Că erau oi puține, au fost greu. Aici au fost familii mari, aici au fost greu la noi, aici Maramureș, aici a fost foarte greu. Aici nu fă industrie, nu fă nimic. Muntele. Nu fă. Așa și-a spantaloni. E bărbaș, ce are aici? Materialul de acela alb din chiuă. Să și-o purta bărbață iarna, era un alb. Se țin, rezistă, mai ales este de chiuă, este... Trainice, rezistă. Pentru asta s-a făcut la chiuă, că tare mult a rezistat. O trainice. Asta de bărbat. Asta e gubița. Asta se încearcă, bărbații nu am. Nu mi s-a pe purtat acum, nu m-a purtat acum în femeile, mireasă. E văzut de la băltoare, e asta, materialul și așa e de la chiuă. Pornul meu unguresc. Noi aici am fost ocupați și părinții mei. Așa mi s-a numit bunica mea, Juja, Jujisiu. Juja, lui Mororeanu. Sârbi. E satul sârbi. Eu să fac un material mai presat, mai postat, mai rezistent. La băltoare să fac un material care... Mai mult să folosea pentru paturi de mult, pentru pat, că era mai ușor de spălat. Hainele ce s-au făcut și la picioare, cu asta s-au încălțat. E chiuă, chiuă e un material rezistent. Asta e o pânură de cioare, zicem noi. Un postav, zicem noi, mai pe domnești, dar e un material mai rezistent. E de vâltoare. E un material mai ușor. Vezi, aici se formează e o diferență mare. Dar au un secret de care pentru pchiu se face, pentru pchiu și pentru vâltoare altceva. O formă și la pchiu, la vâltoare în altă formă. În război și întors. Și aici pentru asta se formează așa, umblă mult acolo cu apă caldă. E normal, dar stau și mai mult, și mai puțin, depinde. Nu, să margă într-una, dar nu mai... Nu lăsăm amu noaptea. Numai sezon, e în postul mare, postul Crăciunului, amu să faci amu. E mult amu nu mai era. În timpul ăsta nu era, făceam din câmp. În postul mare și în postul Crăciunului să pchisa un pic. Prima moară de sezon. Eu nu știu că ceva, a fost ceva, că până 1600, 1700, nu știu bine. Și eu rămas numele de Mărăreanu, simt prima moară. Pentru asta ne scriem Haiducean. Ne scriem Haiducean. Nimeni nu știe. Aici e de sute de ani. Dau folote de comunism în 80 ori făcut-o. Cu socrul meu fost în chemniță, în Siglet, arestat. Aici nu a fost colectiv și nu l-a... El i-a cedat la început și după aceea a vrut să ieși pământul. Și eu luat pământul după aceea, că au zis că dacă el și-l va da chiole și mor, și mor și vârtori, nu-i va lua pământul. Și la 2 ani s-a hotărât să-i dea ieși din pământ. Și atunci când pământul atunci l-a dus. Eu nu fac atâta lână. Și la noi în zonă am fost mulți oameni și greu, foarte greu, am ținut oile
Și nu s-o tăiet ca în alte părți, să se taie oaia să facă cojocul, s-o făcut din lână, tot fă inventive femeile. Fiind mulți copii și atunci din lână oie. Peste drum, croitorii. Croitorii peste drum. De 56 de ani de când lucrez croitoria, de când am fost tânăr. Ciorici de aici, cheptare, aia este cheptare de ea. Păpuși de casă, un fel de șoșori, Marinca Vasile, din Sârgi, comuna Budești. Astea sunt modele. Aia asta, nu-i? Cheptari femeiești, pentru femei, aia este două. Ia. Șablone. Cheptare, așa se zice aia. Aia este lartiul, acele ce nu, așa. Este acum trebuie să lucru la umăr și gata, acum ia. Că trebuie să trag berleș căptușala, să nu stăie cut acolo, să stăie... E greu, că e gros. În Ghesăși și acolo am învățat. Gheorghe Auliului. L-o chematul, o cel mai, pe Maramură și-o fă cel mai specialist croitor. Apoi mi-o dat și mașină cu tătul. Ia vezi ce putere și ce gros e aici, ia. E tare mare grosime e aici, ia. Vezi? Și te și berle și căptușala asta. Optia socotien, ce nume se numește? Ca să pot face, că dacă nu-ți place de un lucru, nu-l poți rezolva. Dar și te gândești că cum să iasă. Asta e cel mai greu. Le cred pentru femeia din state. Dungile astea vine în tri cusut și croia astea patru bucăți spatele ea. Sunt patru bucăți. Nu am o... Acum să le faci, să stai bine. Ia, spațiile. Nu. Și aia este să se vie o formă.